Titlul de Fiul omului este foarte fascinant în epoca Noului Testament, pentru că acest titlu apare preponderent în Evanghelie. Expresia în greacă pentru acest titlu, fiul omului, este Hohuiostu Antropu. Unii interpreți consideră această expresie ca fiind un fel de ciudățenie și putem fi siguri că originea ei se datorează unei expresii semitice. Ei bine, scritorii Noului Testament au socotit-o ca fiind un titlu al lui Isus. Însă controversa Întinsă pe o perioadă mai mare de 70 de ani, s-a deslănțuit cu privire la posibilitatea ca expresia semitică originală să fi fost folosită ca un titlu. Titlul nu a mai fost folosit de nimeni altcineva în Noul Testament pentru a-l desemna pe Isus Hristos. Titlul Fiul Omului are valențe mesianice aproape în întreaga sa iconografie. Deși, în lumina lui F.F. Bruce, el spune că sensul terminologiei fiul omului înseamnă literalmente un om. În tradiția Evanghelilor, în special a celor sinoptice, acest titlu a fost preferat de Isus pentru a se descrie pe El însuși. De asemenea, nimeni nu a mai folosit acest titlu cu referire la Isus în afară de El însuși. Părinții bisericii au înțeles că acest titlu face referire la umanitatea fiului lui Dumnezeu încarnat. De altfel, în economia comentariilor și dialogurilor, acest titlu face referire la uh, identificarea fiului lui Dumnezeu cu ființa umană. Totuși, această interpretare înglobează o eroare, aceea a neglijării semnificației istorice a acestui titlu. Referințele din Evangheliile sinoptice, care conțin expresia fiul omului, se împart, uh, după referința lor cronologică, între grupe. Și putem observa trei nuanțe ale acestui titlu fiul omului. Fiul omului în lucrarea lui de pe pământ, fiul omului în suferință și moarte și fiul omului în gloria escatologică. Unii comentatori consideră că funcția titlului fiul omului este aceea de a deveni conducător și judecător escatologic. În orice caz, putem observa o distribuție destul de egală în evangheliile sinoptice ale celor trei nuanțe prezente în titlul fiul omului. Isus nu s-a numit Mesia pentru că el a venit să îndeplinească cu totul altă misiune față de ceea care se credea că o va împlini Mesia. Astfel, Isus a numit pe de-o parte Fiul Omului pentru ca să ofere noi înțelesuri acestei sintagme. Prin această sintagmă, Isus a readus în mintea poporului adevărata misiunea lui Mesia. Cu toate acestea, putem să observăm faptul că titlul Fiul Omului este asociat cu o fațetă lui Mesia ca robă în suferință. Totuși, prin acest titlu, Isus a interpretat în propriul său mod oficiul mesianic. A fost un titlu criptat sau codificat, care nu a putut fi recunoscut de oamenii care aveau așteptări și concepte greșite despre Mesia. Însă, acest titlu a fost conceput pentru a pune în alertă pe cei care au răspuns chemării lui Isus, pentru a fi conștienți de prezența adevăratului Mesia. Putem observa o evoluție a nuanțelor în folosirea titlului Fiul Omului. La începutul Evanghelilor se află preponderent nuanța Fiul Omului în lucrarea pământească. Însă, după ce ucenicii au fost convinși de faptul că Isus este adevăratul Mesia care împlinea profețiile, o nouă nuanță sau notă s-a integrat în iconografia titlului Fiul Omului care suferă. Atunci, citim în Evanghelia după Marcu, a început să-i învețe că fiul omului trebuia să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoți, cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după trei zile să învieze. Prin această nuanță, Iisus toarnă întreaga semnificație a strujitorului care suferă în titlul fiul omului. În Evanghelia după Ioan, în versetele în care apare titlul fiul omului, găsim o concordanță cu semnificațiile din sinoptici. De asemenea, în Ioan putem observa o notă teologică deosebită. Aceea fiul omului care coboară și urcă. Astfel, fiul omului dobândește o nouă valență, aceea de legătură, de verigă între cer și pământ. La preexistența devine astfel explicită în titlul fiul omului din Evanghelia lui Ioan, în comparație cu sinopticii în care această idee este doar implicită. Cele 13 folosiri ale expresiei în Ioan Începând cu versetul 51 din primul capitol, care este o introducere și un ghid pentru sensul celorlalte, sunt folosite pentru a expune tema cristologică centrală a identității lui Isus, care este relaționat îndeaproape atât cu Dumnezeu cât și cu omul. Titlul Fiul Omului în Ioan: Este unul care suferă și apoi este înălțat. Dar cele mai uh, multe dintre zicerile ioanine includ ideile umilinței și glorii. El nu este doar întruparea Noului și adevăratului Israel, ci El este și adevăratul om. Omenirea așa cum ar fi trebuit să fie ea. În linie cu Cristologia Ioanei, că lucrurile stau așa pentru că fiul omului este una cu, cu Dumnezeu, cât și cu omul. Dar este 100% Dumnezeu, 100% om. Aspecte la care am privit în ultimele două săptămâni. Fiul omului în Evanghelia după Ioan se suie la cer pentru că a coborât din cer. Așa poate el stabili o legătură între cer și pământ, da? Dumnezeu și creația sa. Fiul omului este cel care, datorită caracterului său unic, poate aduce cerul pe pământ și poate sui până la cer. Ioan ne vorbește și despre preexistența fiul omului. El este una cu Dumnezeu nu doar în timp, ci și dincolo de timp, dar și înainte de acesta. El vine de la Dumnezeu și se întoarce înapoi la Dumnezeu pentru că este Dumnezeu. Prin coborârea din cer și prin moarte, care este și în același timp glorificarea lui, el poate fi salvatorul tuturor credincioșilor. Pentru că Isus este fiul omului, el poate judeca lumea și cei credincioși pot trăi veșnic. Doctrina divinității și umanității lui Isus este crucială pentru credința creștină, pentru că doar prin Isus Hristos, cei care cred în el pot să fie mântuiți. Acesta este adevărul. Pur și simplu.